În urmă cu 25 de ani eu am avut cancer. Nu-mi este Lian Fulga. În 1984 am fugit din țară. Toată lumea din România știe că eu am stat în California. După ce m-am bolnăvit, am stat în Tibet 4 ani. Acolo am învățat tainele vindecării și ceea ce fac eu și transferul de energie care pentru oameni spune că e o procedură la superlativ, adică iau durere la oameni pur și simplu. Am fost bolnav de cancer în urmă cu 25 de ani și atunci l-am cunoscut pe nenea omul, cum îmi place mie să-i spun lui Valeriu Popa. Întâmplarea a fost că am făcut operație, m-au deschis și m-au chis la loc. Am avut cancer biliar cu metastază la ficat. Eu am avut la prima dată, doctori au crezut că sunt pietre la fier. Și când m-au deschis, s-au văzut că, de fapt, nu mai era absolut nimic de făcut și m-au chis la loc. Îmi spune termenul lor, m-a pus ferma. Și am găsit un doctor cu un caracter puternic, un indian care era acolo, San Francisco, la spitalul respectiv și spune, mister, la mine nu e vorba de... Fiind băiat sărac cu un caracter mai puternic așa, i-am spus, domnule, spune-mi adevărul care este, că tot se spunea că am bube, că am cutare, că am ulcer cutare, ăla mi-a spus, e cancer. Și mi-a spus, domnule, e vorba de 2 luni de zile, eu mai trăiesc 2 luni de zile. Atunci l-am cunoscut pe regretat prin inginer Valeriu Popa. În prezența lui am stat 47 de zile vindecat și la îndemnul lui, după ce m-am vindecat, când am fost la doctor după 45 de zile, a zis, doctor, domnule, n-ai murit? El a crezut. Zic, nu, și când mi-a spus ce s-a întâmplat și tot necazul, zic că cum, 47 de zile de mâncat? Numai când mi-a făcut o palpare în partea dreaptă a ficatului, mi-a zis, domnule, este extraordinar. Și când mi-a făcut film și totul ceea ce trebuia pentru procedură, a zis, unde este? Pur și simplu, nu mai era. Nu le venea să creadă ce putere are postul de vindecare. Natură. Atunci am realizat și eu ceea ce se întâmplă și că, de fapt, din punct de vedere medical, nu se vindecă nimic. Și atunci am văzut și eu ce poate doctorii să facă. De săracii medici, mi-e pare rău, că și ei sunt tot ca noi oameni, și ei sunt bolnavi, și eu știam, sunt inginer de profesie, eu știam că, de fapt, sunt bolnav, mă duc la doctor, îmi dă pastile și gata, mă vindec. De unde să știu eu ceea ce știu acum dacă nu eram implicat și dacă nu puteam să bolnav? După aia, maestrii mei în Tibet, acolo am învățat tot ceea ce fac acum și studiind, mi-am dat seama că nimic pe această planetă nu se vindecă, de fapt, niciun fel de boală din punct de vedere medical, adică luând pastile din sinteză. Și am realizat că toate medicamentele astea care sunt din sinteză, nu că îi fac rău sau bine la corp. Nu sunt recunoscute de organism. Eu la orice cine dau tratamentul meu, spun, domnule, se poate continua tratamentul medicamentos. Că la mine orice tratament, am spus și în toate ziarele și la orice televizor m-a chemat, din punct de vedere medical așa, orice tratament naturist sau alopat trebuie să înceapă cu o cură de dezintoxicare. Deci am spus, domnule, neapărat trebuie ca în această cameră, când se pun lucrurile, să facă și curat. Așa ești cu organismul nostru. În secunda care te apuci de tratament, ori medicamentos, ori naturist, trebuie să facem o dezintoxicare, cum spun americanii, liver cleansing, ficat curat. Că ficatul este organul suprem acestui organism și îndată ce fierea și ficatul este curat, tot organismul nostru, adică metabolismul, începe să-și preia rolul și se lucrează și încet, încet, încet persoanele sau persoana care vine la mine începe să pună pe picioare. Noi. Cum te cheamă? Carmen. Carmen? De unde sunteți? Din București. Dar cu ce probleme ați venit, Amne? Acum, câți ani? Păi, prin 2004. Așa, cu ce necaz ați venit? Era foarte rău, toată imunitatea era căzută și nu puteam să mai vin în pașa. Acum, și cât timp ați făcut tratamentul meu?
Păi l-am făcut de vreo 3 ori, nu? Cam așa. Și mă ajută foarte mult, adică... Ce simțeați până, până ați venit la mine? Păi nu puteam să mă ridic din pat, eram mai rășinat. Așa, și tovarășul doctorul ți-a dat voie ca să vii la mine? Păi dar cine m-a întrebat? Am venit, am văzut reclamă și am crezut că m-a ajutat și așa a fost. Doamne, de câte ori ați luat la mine? Am fost de mai multe ori. Da? Da. Ce simțiți de câte ori pun la pe dumneavoastră? Se încalc, se încălzește. Corpul tot? Da, da. Unde pune acum, se încălzește. Dar dacă, de exemplu, dacă ai dureri și pui o mâna, mai sunt dureri după aia? Nu mai, dispare. Ce simți acum, 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 acum? Aici se încinge și dispare. Deci atenție, să știe toată lumea că mie mâna mi se găzește numai dacă e locul bolnav, dacă nu, nu. Câți copii aveți, doamnă? Un băiat. Soțul ce lucrează? Păi și el îți dă voie că-ți vine la mine, că taximetriștii ăstea sunt cam băniți. Păi nu, nu mă aduce el. Oh, el mă aduce. Să fii sănătoasă, la vedere. Un alt aspect foarte important cu care noi ne confruntăm la cabinet, alături de realizările tratamentului, sunt problemele legate de dureri. În general, omul vine pentru problema cea mai acută. Ce simte? Durerea. Dacă din punctul de vedere al pacientului este afecțiunea cea mai grea, din punctul nostru de vedere este cea mai ușoară. De ce? Pentru că prin acest transfer energetic, echilibru energetic, spunem noi, făcut de domnul Fulga, durerea poate fi cauzată de dureri reumatice, dureri osoase, afecțiunea ale coloanei lombare, cervicale, dureri de cap inexplicabile, pentru că foarte, foarte multe persoane vin în ultimul timp cu depresii, cu dureri de cap, iar cu analizele perfecte. Prin acest transfer de energie realizat de domnul Fulga, practic în câteva minute omul pleacă fără dureri, indiferent de natura lor. Domnul mi-a spus și la alte televiziuni concurente și ori și unde că am spus așa. Domnule, primesc persoane la mine cu orice fel de afecțiune și până când se înceapă să ia tratamentul meu, să vină și secunda care pun mâna pe el și nu iau durerea, să nu ia tratamentul meu, dar cu o singură condiție. Trebuie ca să realizez că trebuie să fiu crezut. Pun la pe el și spun, domnule, te mai doare? Nu. Păi zic, de ce nu te mai doare? Păi ce știu eu? Deci, domnule, noi nu suntem pregătiți. Fac asta pentru că foarte cu 10 ani în urmă, când am venit din America, eu de fapt n-am vrut ca să rămân în țara noastră, dar nu mai mă urc la avion. Că s-a întâmplat ceea ce s-a întâmplat și atunci de frică că să nu mai mă întorc în America, că nu urc la avion și să merg cu vapor și cu trenul prin Rusia și așa mai departe, fac 3 săptămâni, m-am stabilit la mine în țară, am familie, am copii. Problema se pune așa. Când vii la mine, vin cu încredere și nu pleci de la mine din cabinet cu medicamentele care ți le dau pentru afecțiunea respectivă până îți fac eu un transfer de energie. Și hai să vezi ce se întâmplă după ce pun la pătine, după 2 minute. Tot organismul se încălzește așa de tare, desfaci impresia, de foarte mulți domnul Fulga, păi nu mai au tratamentul. De ce? Păi dacă nu mai mă doare nimic. Dar asta este defectul. Cauza trebuie neapărat tratamentul să fie făcut ca să își îndeplinească rolul.